Salutare prietenii nou pe pagina de Facebook a mea, Lumea în Obiectiv este o emisiune care de fiecare dată va aduce oameni de calitate. Alături de mine familia Balan din Botoșani. Vreau să fac puțin cunoștință cu dumneavoastră, domnul Valentin și doamna Estera. Spuneți-ne câte ceva despre dumneavoastră. Am absolvit liceul sanitar la Cluj, am activat 30 de ani în sistemul public, ca sistem de fizioterapie. După care am trecut în sistemul privat și lucrăm, scriem, citim, participăm la acțiuni sociale, culturale, în viața publică. Spuneți-ne ceva despre dizabilitatea dumneavoastră. Problemele sunt de vedere. Au fost cumva depășite, zicem noi, pentru că s-au întâmplat cu niște ani în urmă. Amândoi am văzut normal și amândoi din niște motive diferite ne-am pierdut vederea în adolescență. Eu în urma unei infecții intraspitalicești, Valentin în urma unui accident stupid, am spune noi. Dar de atunci au trecut mulți ani și viața care e acum noi o considerăm oarecum normală, pentru că suntem adaptați și cadrat social, aș zice, și... Un lucru foarte frumos. Aș vrea să întreb pe domnul Valentin cum este să ai o soție care nu vede. Cum este? Noi suntem prieteni din liceu. Și ne-am priat, ne cunoaștem foarte bine, ne completăm foarte bine. Nu, eu nu simt că este la nu vede. Da, pentru că cei mai mulți au să spună, păi... Estera nu vede și Valentin mai are resturi de vedere. Se spune că soția este oarecum motorul casei. Cum e pentru dumneavoastră, doamna Estera, lucrul ăsta? Dacă este un impediment, problema că nu vedeți. Nu prea mai este. Este numai la orientarea în spațiu, unde, în afara casei, unde într-adevăr nu mă orientez bine. Numai că Dumnezeu are grijă întotdeauna să dea niște soluții și să lase niște compensări, așa că și familia și prietenii ne sunt mâini întinse atunci când e nevoie. Dar în casă noi, doi, ne descurcăm foarte bine în gospodărie. La gătit, la rufărie, la curățenie, la primit musafiri, la lecturat, la toate câte ne sunt nouă necesare într-un cămin. Vreau să vorbim puțin despre ceea ce faceți dumneavoastră mai special, despre lectură, despre poezie. Am înțeles că sunteți foarte atașați de acest cuvânt poezie. Ne puteți spune ceva? Aveți cărți scrise? Aveți autori preferați? Avem de toate. Adică cărți scrise încă nu, sperăm dacă Dumnezeu îngăduie să apară în toamnă primul nostru volum comun. Cred că putem desconspira titlurile. Unul din titluri va fi poezia scrisă de mine, Oglinzile Oazei, și titlul poeziilor lui Valentin, Peregrin prin Imperiul Esterei. Deci aceasta ar fi despre poezia noastră. Dacă ne place cititul, lectura, sigur, citim împreună. Cine este mentorul vostru în lectură? Pentru că vorbim de lectură. Cine v-a inspirat? Cum v-a venit ideea să scriți poezii? Că mă gândesc că de undeva s-a născut ideea asta. La noi lucrurile astea au venit firesc așa cum le spunem. Din adolescență scriem poezie, citim multă poezie pentru că ne place. Și noi am luat în anii diferiți premiul întâi la festivalul Paștii Profetului de la Oradea. Am scos 3 CD-uri despre care o rog pe Estera să vorbească. Le-am înregistrat la Botoșani. Pentru cei interesați, se pot găsi pe Resurse Creștine și pe YouTube. Este vorba de albumul Golgota în Amurg, primul, al doilea, Colierul Iubirii, și al treilea, cu poeziile lui Valentin, Peregrin prin Imperiul Esterei, nu toate poeziile, o parte din poeziile lui. Le-am înregistrat împreună la un studio din Botoșani. Foarte frumos pentru ceea ce faceți voi și asta dă o lecție de viață către celelalte persoane și le încurajează în același timp. Vorbeați de Dumnezeu și Dumnezeu este centrul universului vostru. Cum l-ați cunoscut pe Dumnezeu?
fiecare persoană cred că are o modalitate diferită de a-l cunoaște și percepe. Eu l-am cunoscut încă de copil, privindu-l pe el în părinții mei, apoi pe Dumnezeu în suferință l-am cunoscut eu cel mai bine, când mi-a fost sprijin și când mi-a fost ceea ce nu putea fi nimic și nimeni. La mine s-a întâmplat aproape brusc pierderea vederii, într-un timp foarte scurt, și în timp ce alții nebunesc sau își iau viața, eu mi-am găsit un sprijin în el. Domnul Valentin, am o întrebare mai specială și în rândul persoanelor cu dizabilități există o vorbă: dacă nu aveam dizabilitate, nu eram cu Dumnezeu. Credeți că dizabilitatea dumneavoastră și a doamnei Estera este datorită, Dumnezeu este alături de dumneavoastră sau ați venit alături de Dumnezeu datorită dizabilității? Pentru că, zice, mai bine cu Dumnezeu și în dizabilitate decât fără dizabilitate și, și fără Dumnezeu. Da, cred că am înțeles întrebarea. Suferința, necazul, poate m-a făcut să fiu eu mai aproape de Dumnezeu, să-i simt foarte concret ajutorul, dar probabil că și fără această suferință l-aș fi simțit pe Dumnezeu și mă uit la oameni perfect sănătoși, realizați, care au o viață religioasă, niște principii de viață sănătoase și morale și frumoase. Deci nu neapărat trebuie suferința în condiția obligatorie. Acum o întrebare, întorcându-mă în timp, și înainte când vedeați și dumneavoastră, doamna Estera, și dumneavoastră poate mai bine, domnul Valentin, îl iubiați pe Dumnezeu? Eu am avut accident la 12 ani. Nu știu, vorbim foarte mult despre acea perioadă, dar Dumnezeu nu mi-era străin. Odată cu dizabilitatea s-a apropiat mai mult, s-a aprofundat mai mult relația cu Dumnezeu. Da, da, da. Introspecția, nevoia de ajutor al divinității, dar nu mi-era străin nici până la această întâmplare de viață, eveniment. Doamna Esera, ce înseamnă viața pentru dumneavoastră? Viața e cel mai mare dar pe care îl primesc, am învățat să-l primesc cu bucurie, nu pot spune că a fost tot timpul așa, să-l primesc cu bucurie, să-l prețuiesc și atât cât mă pricep eu să-l folosesc la maxim în folosul nostru, pentru că consider că Valentin una suntem, și a celor dragi noi, a celor din jurul nostru, care de multe ori sunt alții, dar credem că mereu trebuie să îi iubim și din noi curge fără efort lucrul ăsta. Domnul Valentin, ce înseamnă omul pentru familia dumneavoastră? Pentru că Estera spunea că sunteți una și mă gândesc că vorbiți și pentru ea. În decursul vieții am avut destul de situații și slavă Domnului și îi mulțumim, în care în ipostaze dificile am avut, Dumnezeu ne-a întins o mână de ajutor printr-un om. Uneori prin unul, alteori prin altcineva, dar exact omul potrivit. În măsura în care putem, încercăm și noi să fim acea mână care să ajute pe cineva care se află în dificultate. Noi considerând acum că suntem vindecați, chiar suntem de acea suferință, suntem echilibrați, putem liniștit și cu mare tragere de inimă să obținem o mână de ajutor acolo unde ni se cere, unde putem, unde este nevoie. Și deși este o datorie, o facem cu dragoste, pentru că dacă am face-o doar din datorie, poate că s-ar vedea. Noi sperăm că se vede că în ceea ce facem punem iubire. Este frumos să pui iubire și care este lucrul cel mai valoros pentru voi? Cel mai valoros lucru material sau orice? Acum și de pe pământ și din cer, dumneavoastră alegeți ce este mai, mai valoros. Eu consider așa că pentru mine personal sunt atât de dependentă de divinitate încât nu poate fi nimic comparabil. Dintre oameni, categoric cel mai important este Valentin, apoi cei din jurul nostru, semenii,
Și lista poate continua, dar cred că le-am spus pe cele mai importante. Vă simțiți totuși neîmpliniți în România? Nu, deloc. Duceți lipsă de, nu știu, de ceva anume vis-a-vis, mai ales de dizabilitatea pe care o aveți? Noi nu ducem lipsă de nimic. E tare drăguț să afle lucrul ăsta. Da, multă lume e prea nemulțumită în lumea în care trăim. Și în lumea în care trăim mai avem un lucru și vreau să trecem la următoarea întrebare. Trăim într-o lume foarte subiectivă. Ce înseamnă să fii, sau cum poți să fii obiectiv? Obiectiv este și aceasta o noțiune discutabilă, dar cred că un pas către obiectivitate este a empatiza cu cel pe care vrei să-l înțelegi, să încerci să te pui în situația lui, ceea ce am încercat noi zilele acestea să facem. Noi avem o problemă, cum spunea și Valentin, prin harul Domnului suntem vindecați, considerăm de ea, dar am încercat să înțelegem pe Cidem, de pildă, pe Costin, pe Florin, atâtea persoane cu suferințe așa de mari, care ne-au zâmbit, care ne-au vorbit frumos, care ne-au îmbrățișat, care ne-au luat numerele de telefoane și le-am dat și noi, drag. Așa de răscolitor a fost pentru noi să vedem oameni în suferință așa de mari și care pot iubi așa mult. Niciodată nu am simțit mai viu și mai adevărat acel vers care pare simplu: să nu uităm de cei mai triști ca noi. Cum ați trecut peste cele mai grele încercări dumneavoastră? Aveți și un moto biblic sau, eu știu, din altă carte, un cuvânt, un verset, o poezie? Foarte des îmi repet o citat din latină, nihil sine deo. Nimic fără Dumnezeu. Foarte frumos. Către final aș vrea să transmiteți un gând celor care îi întâlniți pentru prima dată, pentru care mă refer poate pentru cei din tabără, poate pentru cei care vă urmăresc pentru prima dată și nu știu de dumneavoastră. Să credem în Dumnezeu și în ei înșiși după aceea. Iar eu am bine în minte prima dată pentru ei un gând. Citesc din Costache Ionit. Dar în cele cerești ești atât cât iubești. Mai presus de orice e iubirea. Mulțumesc pentru prezența în cadrul emisiunii Lumea în Obiectiv. Mulțumesc și vă aștept și să fiți mereu, mă aștept și aștept de la voi vești cât mai bune. Îmi doresc să fiți lumina în acest întuneric și rămâneți mereu veșnic lângă cel care v-a creat pentru o veșnicie întreagă. Amin.